O să mai deschid încă o dată volumul pentru a măsura curentul ce este consumat din rețea. Deci în gol amplificatorul consumă 0,36 A. Deci așa. Așa, 58. Curentul consumat este de 5,7 A. 5,7 A. În clip 5,89. Deci 840 de W în 4 ohmi. Acest amplificator Tornado P2000, pe care este notat 2000 de W, deci nu este această putere, este o putere de 840 de W, 850 să fie, nu mai mult, da? Pe canal, la 4 ohmi. Cam asta a fost acest amplificator. Sănătate și succese tuturor!